În alegerile europarlamentare de anul viitor, PNL apare pe locul 3 după PSD și PDL. Chiar dacă cei mai mulți respondenți spun că guvernarea USL merge într-o direcție greșită, la alegerile europarlamentare de anul viitor, PSD-ul ar avea peste 38% din voturi. Guvernarea merge într-o direcție greșită și necorespunzătoare vreo 40%. Guvernarea USL. Iar când este vorba de alegeri europarlamentare, PSD-ul are peste 38%. Pe următoarele locuri se situează în sondaj PPDD, PRM și alte partide mici care nu vor face nici măcar 5%. Fostul deputat spune că nu înțelege de ce PPDD-ul a scăzut așa repede la mai puțin de jumătate din procente. Dar PDL-ul, să înțelegem foarte clar că el crește pe seama greșelilor actualor guvernanți și actualor conducători. Pe PDD-ul, dar care a scăzut la jumătate, față de 12%, cam așa ceva, sau 13% cât a avut, e pe undeva pe la 6%, mi se pare, și PRM-ul, care este destul de anemic, 4,5 sau 4,6. Președintele Institutului de Analiză și Politici Publice Gorj, Dan Ilie Morega, susține că principala concluzie a sondajului este că oamenii se descurcă din ce în ce mai greu din cauza prețurilor care cresc de la o zi la alta și a lipsei locurilor de muncă.